Marcel Anghelescu s-a născut la Craiova la 3 noiembrie 1909. A fost un mare actor român de teatru și film, a interpretat roluri de compoziție cu predilecție comice. Pristanda, din O scrisoare pierdută de Ile Caragiale, Nebunul, din Regele Lear de William Shakespeare, pe scena Teatrului Național din București. Avea un zâmbet mereu în colțul gurii, cu statura nu prea generoasă în înălțime, cu seninătatea chipului, cu optimismul, umorul și talentul său, a avut bucuria să joace alături de actori uriași ai scenei românești. Jul Cazaban, Calboreanu, Vraca, Finteșteanu, Giugaru, Birlic, Radu Beligan și mulți alții. Fără el, tot ce s-a făcut după opera marelui Caragiale ar fi avut un personaj mai puțin, deoarece a jucat în aproape toate filmele și piesele de teatru montate după schițele și dramaturgia lui Nenea Iancu. În fine, am înțeles. Nu trebuia să mă iei așa pe departe. Nici să mă rogi pentru vreo roază de elev de-ai mei. Nu e roază, Costică, e un băiat dintr-o familie dintre cele mai bune. Mi-e rudă. Cine știe ce leneș, ce dobitoc. Nu e adevărat, dragă Costică, este un băiat prea consecare. Să nu mă lași, viu la tine, sigur că n-ai să mă refuz. Îl cunoaștem cu toții din Lanțul slăbiciunilor, Vizită, Pe răspunderea mea, Două lozuri, Popescu, 10 în control, Ciulinii Bărăganului, Băieții noștri, Telegrame, Bădăranii, mare rol făcut în Jupân Maurizio, Dar Cle, Mofturi, Steaua fără nume, Corigența domnului profesor și câte și mai câte alte filme memorabile, mai ales că prima peliculă în care a jucat a fost în 1942, Ziua Cumpătării. A absolvit Conservatorul de Artă Dramatică de la Chișinău în 1933, fiind remarcat de regizorul de teatru Ion Aurel Maican, care i-a oferit câteva roluri. După facultate vine la Iași, apoi când regizorul Maican pleacă la București, vine și el în capitală, unde este remarcat de regizorul Sică Alexandrescu. Aici a fost primul punct de plecare într-o apreciere și glorie. De aici i s-a deschis lumea fabulosului Caragiale. Interpretează roluri de comedie, dramă, roluri de compoziție pe scena națională din București, în teatrul radiofonic, pe marele și pe micul ecran, iar între 1971-1974 îi este încredințată conducerea teatrului din Ploiești. Marcel Anghelescu a interpretat cu vocea sa memorabilă roluri și în piese de teatru radiofonic. Dale Carnavalului, alături de Grigore Vasiliu Birlic, Nichi Atanasiu, Radu Beligan, Cela Dima, Carmen Stănescu și alții, 1951. În comediile O noapte furtunoasă și O scrisoare pierdută, 1952, în Bădăranii de Goldoni, alături de Grigore Vasiliu Birlic, Tanții Cocea, Nichi Atanasiu, Alexandru Giugaru, Cela Dima, George Calboreanu și Radu Beligan, în Surătoare și Revizorul de Gogol, Jocul de vacanță și Steaua fără nume de Mihail Sebastian, Comedia erorilor, Hamlet și Nevestele vesele din Windsor de Shakespeare. Să nu uităm, dragi prieteni, să cinstim și să iubim România în fiecare zi. Acest proiect este realizat cu sprijinul Guvernului României prin Departamentul pentru Relația cu Republica Moldova.